Salutare, fraților! În urmă cu mai multe luni de zile, am lăsat un mesaj pe comunitate în care vă întrebam dacă ați trăit vreodată o poveste de groază reală. Câțiva dintre voi mi-a spus despre câteva întâmplări pe care le-ați trăit, iar eu am făcut un clip despre asta pe care l-am și postat. Însă în urmă cu 3 luni am avut câteva probleme cu canalul și am fost nevoit să șterg aproape toate clipurile, inclusiv clipul cu poveștile voastre. Prin urmare, am decis să refac acel videoclip și să îl abordez diferit pentru a rămâne acele povești fascinante aici, pe acest canal. Așa că în episodul de astăzi, o să vă prezint povești de groaze reale trăite de abonații acestui canal. Dar înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eram tura de noapte la o companie de pază în anul 2004, când am rămas fără țigări împreună cu șeful de obiectiv. M-a înlocuit el în timpul cât eu m-am dus în oraș pentru a lua țigări. Ca să nu o iau pe șoseaua principală, să mă întâlnesc cu poliția și să am probleme cu atestatul, am luat-o pe ocolite, pe un drum pe lângă un cimitir. În apropierea cimitirului, m-am oprit să mă ușurez, moment în care a trecut ceva ce părea a fi o persoană pe lângă mine. M-am luat după acea persoană în speranța de a o ajunge și a-i cere o țigară până când ajungeam la magazin. Drumul ocolitor ducea la o traversare peste râul Jiu, unde singura traversare era pe o punte din cabluri. Ajungând la punte, primul lucru straniu a fost că deși văzusem pe cineva trecând înaintea mea, puntea nu se balansa, ca și cum nu ar fi trecut nimeni pe acolo. M-am oprit în speranța că poate acea persoană s-a oprit în drum ca și mine și am zis să aștept traversarea, poate o apărea și ea, însă nu a apărut. Am luat-o pe punte, când la jumătatea punții am simțit o greutate în spate ca și cum ar mai fi fost cineva în spate încercând să traverseze, călcând apăsat. Am simțit un fior de gheață pe spatele meu, deși era vară și destul de cald la acea vreme. După această chestie, am simțit că mă arde umărul drept foarte tare, ca și cum ar fi atins o mână fierbinte. Am făcut cruce cu limba în cerul gurii și am luat-o la fugă fără să mai privesc înapoi. Ce o fi fost nu știu, dar în acel loc sunt mai multe cruci, semn că de-a lungul timpului mai multe persoane și-au găsit sfârșitul fix în acel loc. Acum mult timp am avut parte de o întâmplare care mă fascinează și în prezent. Eram la școală în data de 19.10.2017. Iar în momentul în care am vrut să scriu data pe caiet, am scris 19.11. Apoi am avut un puternic sentiment că ceva avea să se întâmple în acea dată, dar nu știam ce. De atunci îmi notam mereu acea dată pe palmă, 19.11.2017, pentru a nu uita că ceva s-ar putea întâmpla. Când a sosit această dată, m-am trezit dimineață. Era o zi de duminică, iar mama mereu aprinde o lumânare sau candelă duminica. În momentul în care mă trezisem, nu era nimeni acasă. Dar m-am dus în bucătărie, m-am așezat pe scaun și m-am uitat atentă la lumânare. Apoi mi-a venit un gând brusc în minte, faptul că bunicul meu murise, dar nu înțelegeam apariția bruscă a gândului. După câteva ore, ajunge mama acasă spunându-mi că bunicul a murit. Eram într-o seară cu un văr de-al meu pe afară, mai exact în ogradă, și am ieșit mai mult pentru a mânca. Eu i-am spus că mă duc până la toaletă până când pregătește el ce să pună pe masă. Totul bine și frumos până când ajung la toaletă. Din colțul camerei, când am intrat în casă, se vedea un fel de umbră sau ființă, nu știu cum să o descriu mai exact, care se uita fix în ochii mei. În acel moment m-am panicat și am rămas încremenit și am crezut că mor. Din fericire nu s-a întâmplat nimic, deoarece a intrat vărul meu în casă pentru a-mi spune că e gata masa. El văzând că stau pe loc și nu spun nimic, m-a zgâlțâit, iar în acel moment, acea umbră care nu pot explica ce a fost, a dispărut dintr-o dată. După tot ce s-a întâmplat acolo, i-am povestit vărului meu, însă din păcate nu m-a crezut. Am avut un vis foarte aiure, am visat o umbră care mă urmărea și era mereu lângă mine, parcă mă veghea, nu simțeam ceva rău, dar nici de bine.
Când m-am trezit, am văzut că în casă nu era nimic. Pe hol era întuneric, dar puteai să distingi câte ceva. În clipa următoare, bezna de pe hol parcă s-a făcut neagră și nu se mai distingea nimic. Se vedea doar ceva care era acolo, o prezență. Am zis că mi se pare și am adormit la loc. Următoarea noapte mă jucam la calculator. Toate ușile și geamurile închise, pisica lângă mine dormea. Ea se trezește brusc, se uită spre ușa de la cameră și în secunda următoare, aceasta se deschide cu putere și lovește dulapul din spatele ei. În total s-a repetat de 3 ori, chiar dacă nimeni nu era acasă. Când m-am culcat, m-am visat în cameră și totul în jurul meu tremura și se mișca în agitație. Am zis cine e și ce vrei și am auzit o voce în șoaptă, dar cuvintele erau parcă într-o altă limbă. Am țipat. Ce se întâmplă? Și totul efectiv s-a liniștit brusc. M-am trezit transpirat tot, cu toate că în cameră era prea răcoare pentru o noapte de vară. De atunci nu am mai avut parte de așa ceva. Într-o seară de Halloween, stăteam cu prietenii mei la un grătar pe un deal, iar în spatele nostru era o pădure care cred că avea vreo 2 km lungime. Undeva pe la 2 noaptea, am auzit niște crengi rupându-se în pădure, ca și cum un om ar fi pășit acolo. Ne-am apropiat încet cu lumina de la un telefon și în pădure, cam la vreo 50-100 de metri depărtare de noi, am văzut un om gros îmbrăcat care ziceai că avea un cap de vacă pe el, care pur și simplu stătea nemișcat ca și un copac. Am întors puțin privirea și când să vezi, el dispăruse. Imediat am plecat de acolo lăsând grătarul și mâncarea. A doua zi de dimineață când ne-am întors, nu mai era nimic din tot ce am prăjit noi. Dispăruse și carnea și grătarul. Eram alături de cel mai bun prieten al meu, Tudor, în parcul sportiv Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Era o noapte de vară și ne plimbam printr-o secțiune lipsită de lumină, nu departe de terenurile de tenis. La un moment dat ne-am trezit că a trecut pe lângă noi un om cu o țigare aprinsă. Mergea lent, apăsat. Cum am trecut de el, la câteva secunde s-a întors și a început să vină repede și agresiv după noi. Nu am fugit urlând, ci am grăbit pasul, pur și simplu. După care omul dispăruse brusc. Nu mai era nicăieri. Eram într-o zi la un lac să fac baie. Eram cu mai mulți prieteni. Menționez că nu știu să înot, iar în acel lac s-au înecat mai multe persoane. Eu m-am băgat în apă până la piept, la mal, când deodată m-am simțit tras de picior de o forță foarte mare. M-a lăsat un pic și a doua oară m-a tras și mai tare în apă, iar când m-am uitat în jos, am văzut o față în alb și totul era alb pe fund. Într-un final m-am zbătut și am reușit să ies din apă. Toți prietenii mei râdeau. Eu i-am întrebat de ce nu m-ați ajutat și ei mi-au spus: hai mă, Andrei, că nu aveai cum să te îneci, erai la mal și am crezut că te prefaci. Mi-am luat hainele și am plecat. De atunci foarte rar m-am mai băgat în apă. Vreau să spun că eu nu cred în fantome și fenomene paranormale, doar spun ce mi s-a întâmplat și ce am văzut. Următoarea poveste vine de la Ana Maria Mihaela Mihai și sună cam așa. O să vă povestesc ce m-a marcat cel mai mult. Acum am 31 de ani, sunt psiholog de meserie. Meserie pe care mi-am dorit-o de la 5 ani și dintotdeauna am avut deschidere și empatie spre a ajuta pe oricine în nevoie. Dar am avut destule întâlniri cu paranormalul încă din copilărie care mă pun în situații complicate și acum. Una din întâmplări a avut loc la casa bunicilor mei, la care vreau să menționez că a fost o ședere scurtă și pe care nu am mai repetat-o. Evenimentul a avut loc în județul Argeș, iar bunica mea a avut o viață mai neortodoxă, să spunem așa. Eram copilă, la vreo 10-11 ani, și mă aflam în curtea bunicilor, fiind curioasă de toate activitățile de la curte. Însă am sesizat un obicei ciudat, și anume acoperirea fântânii și a găleții de apă. Am întrebat-o pe bunica care este motivul. Răspunsul ei a fost simplu și concis: să nu le spurce ielele, și s-a oprit. Pe mine m-a debusolat și m-a intrigat în același timp. Cine sunt acestea și care le e rostul? A venit seara și toată lumea se pregătea de culcare. Verișorii mei mai mari dormeau într-unul din paturile din cameră și eu în celălalt.
Paturile erau despărțite de un geam și eu mai aveam pe-a lungul patului încă unul. Dar ceva a fost foarte diferit în seara aceea. Țin să menționez și că noapte de noapte la ora 12 fix, toți câinii din sat o luau razna și până la ora 4 nu se opreau. Dar revenind, eu m-am trezit în noaptea aceea datorită unui cântec. Un cântec pe care vă pot spune cu siguranță că nu l-am mai auzit până atunci. Nu versurile erau inovative, ci modul în care îmi cânta numele și blândețea cu care mă chema. Simțurile mele nu m-au înșelat toată viața și am decis să le ascult și atunci. Am început să mă rog în gând și să îmi fac cruce cu limba, dar am ridicat privirea ușor. În copacul de la geamul dintre mine și verișorii mei se afla o făptură rezemată de o cracă și se uita fix la mine. Îmbrăcămintea era simplă, cred că era o rochie sau un cearșaf. Avea un păr lung și alb, fără să poți distinge un nas, o gură, ci doar niște găuri albe în loc de ochi. Afară era o lumină fosforescentă și întâmplarea a fost să o văd pe bunica mea ieșind exact după acel moment din casa din față. Nu știu ce legătură sau dacă a avut cu ea, dar de atunci nu a mai vizitat acel loc. A doua întâmplare a avut loc în Maramureș. Eram în excursie cu clasa. Pe atunci eram clasa a 9-a sau a 10-a. Am vizitat la un moment dat din lista noastră de vizionări o biserică veche, un monument istoric care nu avea curent și la care am fost nevoiți să ne folosim telefoanele sau în cazul meu să fac poze cu aparatul la nimeni real. Din momentul acela, atmosfera s-a schimbat. Până aici nimic ieși din comun. În energia aceea stranie, am ajuns apoi la un conac care din păcate era în reparații, fără geamuri, fără tencuială. Înțelegeți voi. În timpul unui moment de dispută între profesoara care ne însoțea și ghid, am apucat să fac câteva poze din autocar la clădirea dărăpânată. Apoi, intuiția mea mi-a spus să dau zoom la pozele din aparatul de fotografiat, la biserică și la conacul în locația în care ne aflam. M-a trecut un fior rece pe șira spinării când am văzut că la una dintre ramele geamului conacului se vedea de la etaj cum coboară o ceață densă care intră la parter, iar la baza de sus a ramei geamului de la parter erau trei entități, dintre care era o față clară a unui bărbat verde cu un zâmbet care mi-a înghețat sângele în vene. Nu a trecut mult și s-a aflat în rândul colegilor noștri de drumeție și m-am trezit cu ei în cameră fiind curioși de eveniment. Am început să povestim întâmplări stranii și eu am povestit de prima pățanie povestită mai devreme. Coincidența straniei a făcut ca eu să mă uit la ceas. Acesta a arătat 23:59 de minute. Apoi am continuat cu momentul culminant și anume apariția entității din copac. Atunci s-au stins toate luminile de pe etaj și totul a devenit un haos de țipete și confuzie. M-am ridicat să verific pe toată lumea, am deschis ușa la cameră și atunci au ieșit cu toții pe coridor. Profesoara ne auzise țipetele și a venit să vadă ce am pățit. Atunci a spus: "Vedeți ce se întâmplă când vă jucați cu forțe pe care nu le cunoașteți?" Era vara anului 1996. Mama adusese de la casa părintească din satul Negulești, județul Bacău, un bibelou și l-a așezat în camera de oaspeți. Într-o duminică, pe la ora 12:30, se auzea cum cineva încerca să forțeze ușa de la intrare în apartamentul unde locuiesc. Sora mea m-a trezit să mergem la bucătărie să ne înarmăm cu ceva. Eu am pus mâna pe un cuțit din obișnuință, iar ea a pus mâna pe un polonic. La un moment dat, am constatat că zgomotul vine de la ușa de la camera de oaspeți. Nasol moment, simțeam că mi se taie picioarele și inima ne bătea foarte tare. Se auzea ca și cum niște gheare zgâriau ușa pe interiorul camerei. Asta s-a întâmplat duminică spre luni. La ora 5, când începea să se lumineze afară, nu se mai auzea nimic. Am crezut că totul se terminase și a fost un accident. Am tămâiat camera și am spus surorii mele că noaptea următoare nu se va mai întâmpla nimic. Luni spre marți, la aceeași oră, au început zgomotele din nou. Dar de data aceasta ușa era împinsă parcă de o persoană cu putere. Zgomotele au continuat până marți de dimineață. La fel, la ora 5 lucrurile s-au liniștit. Ne-am rugat poate că noaptea următoare nu se va mai întâmpla. Apoi noaptea dinspre marți spre miercuri, la aceeași oră, au început zgomotele să reapară, dar de data aceasta se auzeau pe lângă celebrele zgârieturi pe ușă și zgomot de cheie și niște bătăi în ușă parcă cineva vroia să iasă din interiorul camerei. Așa au continuat zgomotele până dimineață. În dimineața zilei de miercuri, zgomotele nu au mai încetat. Am luat-o pe sora mea și am mers la biserica din Țiglina, Înălțarea Domnului, și am povestit parcă cu rușine întâmplarea noastră femeii de la standul de lumânări. Ea, auzind pățania, a mers la preot deoarece era soacra acestuia.
preotul a chemat-o pe sora mea la el și a deschis Evanghelia care s-a desprins parcă la demonizați, adică la pilda când Iisus a scos demonii din niște oameni și i-a alungat într-o turmă de porci, iar aceștia s-au aruncat în mare și s-au unecat. Revenind la povestea noastră, după ce preotul a spus pentru noi o rugăciune în altar, ne-a trimis acasă și ne-a spus că a alungat sufletul care ne chinuia acasă. La plecare am cumpărat două lumânări și le-am pus la caseta de lumânări, acolo unde scrie deasupra morți, și am convenit să spunem că punem fiecare lumânare aprinsă pentru sufletul care ne chinuie casa, pentru a putea să plece în lumea sufletelor celor adormiți. Ajungând acasă, am găsit ușa de la camera unde se auzeau zgomotele deschisă. Din acea zi, zgomotele au încetat pentru totdeauna. Știu că poate voi fi crezut nebun, dar aceasta este povestea mea adevărată. Tocmai ce terminasem de luat cina și mă simțeam foarte obosit și m-am băgat mai devreme la somn. Când spre dimineață m-a trezit un fior. Am deschis ochii, dar spre surprinderea mea nu reușeam să-mi mișc corpul. Am intrat în panică, începeam să transpir când deodată din partea opusă a patului, exact la picioarele mele, văd o siluetă. Nu era foarte întuneric în cameră. Aveam lumină de afară, probabil de la lună, și reușeam să disting acea siluetă atât de neagră, parcă ar fi fost din zmoală. O urmăream cu ochii cum se plimbă prin cameră în timp ce eu aveam corpul parcă înghețat. Cu spaimă în mine încercam să vorbesc, să zic ceva, dar nu reușeam. Când dintr-o dată s-a oprit și s-a uitat la mine. Nu am reușit să-i văd chipul și am încercat iar să vorbesc. Într-un final am reușit rostind. Ce vrei? Vrei ceva de la mine? Pleacă! Am clipit pentru o secundă și începeam să am iar control asupra corpului, însă foarte greu, parcă eram după anestezie. M-am ridicat din pat și am aprins becul din cameră. Nu mai era nimeni și nu am mai reușit să mai dorm până dimineață. Până în acea noapte nu credeam în lucruri paranormale sau chestii de genul. Acum cred.